Salutare lume și bine ați venit la continuarea jocului Assassin's Creed Unity. Suntem aici cu secvența 8, ar trebui să fie, nu știu. O să vedem și misiunea 1, vă zic când apare acea cutie cu informații. Dar pare că această misiune să fie din nou în acea peșteră, mă rog, canale subterane, unde este Brotherhood-ul și bănuiesc că acum vom merge la acel comitet de asasini, să vorbim cu ei că Mirabeau e mort și că ne-am bătut cu Belec și care a fost toată povestea asta. Și nu știu ce se va întâmpla în continuare acum. Încă tot vom ajuta pe Elise sau nu vom mai ajuta? Se numește The King's Correspondence și este secvența 8, memoria 1, după cum v-am zis. Să începem. You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? Is none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Ready? Aim! Fire! Good work. Back to your posts. Ok, din nou pare să fie ceva luptă aici între oameni și ăștia și revoluție, ceva, nu știu. Până la urmă, Mirabeau ăla nu era așa cum minte nici el, pentru că a vorbit cu regele și a dat ceva informații secrete. Și acum noi trebuie să mergem să găsim acele scrisori cu acele informații și să le furăm înainte să le găsească altcineva. Avem aici câteva misiuni opționale, zice Alarm Bell Sabotage 3, deci trebuie să tăiem 3 clopote din acelea și să facem 3 cover kill-uri. Sper să avem destule oportunități să facem chestia asta. Acolo văd două gărzi, acolo încă una, clopote nu văd încă chiar foarte multe. Și să vedem dacă ne putem ascunde aici. Ne putem ascunde, dar ies puțin cam departe. Să vedem dacă ne ieșim din cover și ne văd o secundă. Hello. Chiar nu ne văd. Să văd dacă mă pot băga după cover. Nu merge. Na, asta. Sper să nu sune clopotul acum. Sunt destul de slăbuți. Vreau să fac cover kill-uri. Credeam că o să mă observe, o să vină mai încet. 5 ne-a văzut. O ies pe din afară cumva. Și acum sar gardul și vine aici. Vedem dacă putem să facem cover kill. Deși nu prea cred. A ieșit mult prea repede. Nu ne iese cum plănuiesc. Ala ne vede iarăși din afară.
Ah, lasciamo in pace. Che io sono nascondo aici dopo putoaiele astea. Și asta când o să vină înapoi, mai mult ca sigur o să reușesc să-l... Dacă nu mă vede, ala tot acolo ne vede. Ok, ne-am băgat în mijlocul... Așa, aici o să ne fie prima opțiune. Un cover kill, două cover kill-uri. Ar fi fost dacă, niște dacă mai fi reușit să mai facem unul. Din nou, ăștia sunt foarte ușor de omorât dacă vă văd. Eu încerc să fac cover kill-uri aici, așa că o să încerc să mă ascul. Asta e de 5 stele la asta mi-aș mea chiar. E încă un cover kill și nu prea am gărzi acum. Unde-s restul gărzilor? Ăla ne vede, zici că dinăuntru. Acolo avem un clopot. Să vedem dacă mai sunt alții în partea asta la altă. Ar trebui să mai fie niște gărzi pe ei. Da, uite, sunt. Vedem care sunt traiectoriile lor. Dacă vine cumva, dacă l-ar veni în coace, ar fi like, genial. Da, ăla nu se mișcă. Noi bai, dacă el nu se mișcă, mergem noi la el. Și assassinate. Bam! 3 assassinate și el cheie. Și acum trebuie doar să tăiem clopotele la aceste alarm bell-uri. Da, acum ne vede altcineva. Ok, ne-am văzut ăsta și cred că o să putem să-l asasinăm pe el. Asta doar ca să aveți o a doua metodă de a face chestii. Și din nou am rămas aici unde am început să ne batem cu toată lumea și de data asta o să fiu mai atent. O să folosesc un smoke bomb ca să-i orbesc. Pentru că trag cu pistolul în mine și nu-mi place când trag cu pistolul în mine, că nu reacționează așa repede când încerci să te ferești de pistoale. Și tragem și noi cu pistolul în el dacă reușim. Dar nu reușim. Hai de aici. Așa. Este stupid pentru că sunt din ăștia pe din afara gardului, sunt deasupra și... Aia pot trage în tine mult mai ușor dacă vedeți. Acum o să mă duc la el să-l omor și tot timpul să vă puneți viață. Ok, l-am omorât și am și picat jos. În fine, tot ce trebuie să facem acum este să tăiem aceste clopote aici. Este primul, celelalte două n-am idee unde sunt. Pentru că nu pare să fie prin zonă. Unde pot fi celelalte clopote? Probabil mai încolo? Poate. Nu văd altele aici, deci va trebui să continuăm. Intrăm în casă. Ups, am intrat în mijlocul petrecerii. N-am fost atent. Din nou un smoke bomb. Și putem omorâ vreo 3. Dacă vedeți câți au venit aici pe mine, hai de capul meu, dacă aș avea level mic, ar fi chiar, n-ai avea nici cum să te bați cu atâția. Dar pentru că sunt un level puțin mai mare, mai dau un smoke bomb, este super ușor. Și nu pot zice că sunt ăștia varză, că sunt de level 3, 4 și când sunt așa mulți, este destul de greu și nu mai am viața, cum trebuie să fiu foarte atent. Ar trebui să colectez de la câțiva, deci să îi loot ca să primești niște viață, că altfel
nu pot să-mi cumpăr că nu prea este un magazin pe aici. Și dacă mai trage cineva cu pistolul în mine, sunt în pericol să mor. Nu mai este mult până terminăm jocul, acum o să încerc să mă joc câteva misiuni într-una să... Pentru că vreau să-l termin deja, stau de ceva timp pe el și să fac așa o mică din asta, un mic maraton să zic așa, să joc puțin mai mult și să văd până unde reușesc să ajung. Asta este sequence 8 deja, deci ar trebui să mai fie 4 sequence-uri fără acesta, pentru că sunt 12. Și asta n-are numai două misiuni, deci dacă terminăm asta, mai facem o misiune și deja am terminat și sequence-ul ăsta și ar trebui să meargă destul de repede, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și după cum vedeți, am primit medicine și mai avem încă două acum. Find the King's Office, asta trebuie să facem noi acum. Putem ieși și în partea asta, la alta, acolo mai sunt celelalte două clopote. Să vedem ce putem face. Aici mai putea să face cover kill-uri. Mult mai simple, vă ascundeați după cutiile astea două și făceați cover kill. Dar, na, dacă vreți să le faceți mai repede. Vom merge puțin silențios acum. Pentru că ați văzut cum a mers data trecută. Și este mult mai ușor să mergi silențios, adică o singură lovitură, l-ai omorât, nu vin toți pe tine, când vin toți pe tine este super nasol. O să mai loot câțiva pe aici ca să mai iau niște medicină, dacă au ei medicină, ăsta nu pot să loot. Ăștia nu pot să-i loot pentru că sunt morți din război, nu sunt morți de mine, omorâți de mine. Și aici apare să fie doar încă unul. Okay, dacă ăsta ar fi început să se bată cu noi și ăia lați doi de acolo, mai mult ca sigur ar fi sărit pe noi. Dar pentru că nu... Pentru că nu i-am omorât cu îngălăgie, ăștia doi sunt mult mai ușor de luat. Și pot să-i și loot. Ok, bănuiesc că acum o să ne întoarcem în acest palat și o să mergem undeva la etaj. Trebuie să găsim pe acest king. Pe rege, pe acest king, rege, da. Și când vă vede unul așa, cel mai bine este să mergeți să-l atacați din prima, pentru că dacă stați, vă vede, uite, acolo, opa. Ăla este regele? Nea. Ăștia care sunt mai șmecheri așa, singura opțiune este să îi dezechilibrați. Și cineva tot vrea să tragă în mine pistolul. Ia să vedem. Uite aici sunt. Nu știu dacă sunt din aia speciali, dar n-au cum să fie sniper aici înăuntru. Și mai este doar unul. Și am ajuns la office-ul lui. Înainte să intru, o să îi loot pe ăștia, vedem dacă mai au medicină cumva pentru noi. Și nu doar pentru medicină, dacă mai aveți nevoie de gloanțe la pistol sau una alta, le puteți găsi la ăștia. Certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king. Ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it.
Super mișto, deci asta vrea să afle niște secrete. Ne ajutăm reciproc. Noi trebuie să căutăm acum, cred că, acest vault care este chiar aici. Și el o să ne ajute bine să căutăm acele scrisori. You were saying? Very nicely done, my friend. Incredible. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. And may I suggest we leave? Quickly. What is that? Arno, n-am văzut ce-o descoperit asta. Cred că este ceva Eden piece din ăla. Pentru că strălucea cu galben. Acest pe ăștia, pe bune, ne trimit niște gărzi cu astea. Și ce ați zice acum? Defend Napoleon. Ole, Napoleon! What? Acum ăștia vin puțin mai puternic aici. Ok. Nu știu ce face ăsta aici. Încearcă să deschidă ceva acolo, manivelă. Hai să ne folosim puțin pistolul. Ok. Cred că așa s-a închis seiful înapoi cu acea manivelă. Sau nu, așa s-a deschis altă ușă secretă. Ok, și el vrea documentele. Și este un lift. Super tare. Persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. You handled yourself well back there. I don't suppose you've ever considered military service. I'm not much for following orders. Ah, the bane of generals and statesmen everywhere. An individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. Asta Napoleon vrea să ne ia pe noi. Napoleon Bonaparte. Second lieutenant of artillery. For now. Arno Dorian. A pleasure. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. A face in the crowd. Of course. Acolo ăsta vrea să ne invite pe noi să mergem în armată să luptăm și că în 10 ani am devenit marshal și spuneți că este o poziție importantă. Dar nu, nu prea suntem buni la urmărit de comenzi. You may want to take cover. Everything all right, sir? Fine, Corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. Super tare, a fost destul de interesantă misiunea, să ne întâlnim cu Napoleon, arată ciudat, nu-mi imaginam să arate așa, să fie așa tânăr în joc, așa că
Cam atât pentru misiunea de astăzi, am reușit să facem toate challenge-urile, ne vedem cu continuarea în episodul următor, nu uitați să-mi dați un like pe pagina de Facebook și pe Instagram, să fiți la curent cu ce postez și update-uri și chestii interesante. Până data viitoare, numai bine!